Peste 1800 de persoane legitimate, 203 societăți comerciale și 413 mijloace de transport au fost verificate pentru prevenirea răspândirii și limitarea infectării cu noul coronavirus în județul călăraș. Zilele trecute, polițiștii, alături de reprezentanții unor instituții de aplicare a legii din județul călăraș, au continuat acțiunile în sistem integrat în zonele publice aglomerate, în trafic, precum și în mijloacele de transport și cele de transport în comun pentru verificarea respectării prevederilor legale și a măsurilor de protecție sanitară în vederea prevenirii răspândirii COVID-19. În cadrul acțiunilor desfășurate, echipele mixte au acționat integrat, au legitimat 1832 de persoane și au verificat respectarea prevederilor legale dispuse în contextul stării de alertă și a măsurilor sanitare din 203 societăți comerciale și 413 mijloace de transport, dintre care 197 de mijloace de transport public în comun. Ca urmare a neregulilor constatate au fost aplicate 157 de sancțiuni contravenționale, 138 fiind pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală. Acțiunile vor continua în sistem integrat și în perioada următoare, în vederea conștientizării tuturor cetățenilor cu privire la necesitatea respectării măsurilor de distanțare socială, precum și a prevenirii și limitării infectării cu noul coronavirus SARS-CoV-2.